când domina toate competițiile în care, la care participa. Reamintim, Jușco este dublă campioană mondială de juniare, la, atât la triplu salt cât și la săritura în lungime. Totodată este și medaliată cu bronz la campionatele europene de sală. Regal atletic e proba regină și în general lăsată de organizatori ultima, tocmai pentru că ultima impresie e cea cu care rămâi. Să rămână toată lumea până așa la că capăt. Vezi că, vezi că te poți răzgândi și poți trece de la 200 la 60. Da, da, da. Eu personal m-am descurcat și la 60 de metri. În 2019 am participat la campionatul european de la Glasgow în această probă. Este o probă frumoasă, spectaculoasă, păcat însă că se termină foarte repede, nici nu ai timp să realizezi prea bine ce se întâmplă în cursă, că și s-a terminat. Îți propun numai un răgaz să o urmărim pe Jușco. Florentina Jușco. Da, da, da. Și Stanciu a făcut o finală bună aici, la săritura în înălțime. 1.90. E săritură bună. Haideți să urmărim cât măsoară această săritură a Florentinei Jușco, a doua. Da, se vezi ce prag bun a prins, aproape de limită. O să vedem reluarea, colegii oferă această, iată-l și pe profesorul ei, pe antrenorul ei, profesorul Alexe de la Deva. Nu e chiar așa de bun. Da, putea să mai câștige aproximativ 7-10 cm printr-un prag olimpic. Cum... 13.49, Alex. Season best acum și Rezmi Veș vine și el. Bineînțeles, toți sportivii țintesc să-și obțină vârful de formă în cadrul acestei competiții. Cluburile dictează în asemenea manieră lucrul acesta. Și de obicei la naționale, etapa finală, vedem cele mai bune performanțe din întreg sezonul al acestor sportivi și sportive. Iată așadar, Jușco, a treia încercare depășită. E pe doi din câte văd eu Jușco în clasament până acum. Pe doi? Da, da. Costin Florian, 7-16. Homiuc, puțin cunosc, însă este membru component al ștafetei României de 4x100 de metri, care a stabilit recordul național de 39-18 la Erzurum în 2018. Însă, în ultima vreme, se chinuie cu niște accidentări, se chinuie să revină la forma lui de odinioară. Noi urăm succes lui Homiuc în a-și atinge din nou forma de altă dată. 13-26, încă o săritură. Acestea, în această serie, de urmărit însă Rotaru și Ștefana. Alex, te întreb numai un pic, e foarte important să o vedem pe, și rog și pe colegi, să o vedem pe Jușco la ultima săritură, la proba de triplu salt. Da. Ea e, așa e, mulțumesc, pentru că e pe locul 2 și pentru că vom vedea dacă asta este ierarhia finală. A sărit bine Jușco, da. Și trece pe prima poziție. Haideți să vedem însă replica Dianei Ion de la CSM Unești. Va reuși, va avea nevoie de un record personal major pentru a o depăși pe Jușco. N-ai văzut.